Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit cu o nouă ediție a emisiunii noastre Noi despre Noi. Ca de obicei, în debutul emisiunii venim cu un cuvânt înainte. Suntem convinși că telespectatorii fideli emisiunii noastre au observat cum multe subiecte abordate în aceste editoriale ale noastre mai apoi devin știri de top. Am mai spus-o și cu alte ocazii, repetăm și acum. Acest fapt nu poate să nu ne bucure, dar apare, din păcate, și un mic doar. Doar că nu ne bucură deloc faptul că avem dreptate și atunci când subiectele sunt înveșmântate în, ca să zicem așa, straie din stofă de culoare gri, întrețesită cu strălucire și avertizare. De acord, cam sofisticată expresia aceasta, de aceea ne grăbim să venim cu explicații suplimentare. Ziceam noi cu îngrijorare în una din emisiuni că moda de a pedepsi prin disponibilizări medicii, juriștii, doar pentru a potoli spiritele și a împinge jăraticul mass media cât mai departe de turta instituției unde ăștia activează, până la urmă va genera și consecințe nefaste. Vă mai amintiți expresia noastră utilizată frecvent la acest capitol? Democrația e un exercițiu care trebuie mai întâi însușit, înțeles, apoi utilizat. Astfel, e ușor poate trece în anarhie. Și iată aici, chiar ne pare rău că am avut dreptate. Drept exemplu, venim doar cu un singur caz de răsunet recent întâmplat. Cazul cu ministrul justiției. Să nu se supere colegii noștri ziariști, dar în goana după senzații și rating, tema dată a fost elucidată superficial, esența fiind partea ascunsă a icebergului. În același timp, dragi telespectatori, vă rugăm de această dată să ne înțelegeți corect și să ne credeți pe cuvânt că suntem ca întotdeauna pe aceeași undă cu dumneavoastră în căutarea adevărului și a stabilirii dreptății. Așadar, cazul cu interceptările convorbirilor telefonice, apropo devenită frecventă în ultimul deceniu în Republica Moldova, sunt un exemplu clasic de alunecare a democrației spre anarhie. Aici a sosit momentul să amintim că anarhia nu e nimic altceva decât imposibilitatea guvernării de a ține sub control proprii cetățeni. Cum altfel poate fi explicat faptul că un ministru a fost interceptat, fapt recunoscut și de prim-ministru, iar guvernarea să lase neputincioasă mâinile în jos? Într-un stat normal, guvernul ar fi întreprins urgent un șir de acțiuni pentru a proteja propriul ministru de atacurile hackerilor telefoniei. Ar depista șmecherii în doi timp și trei mișcări. La noi, doar niște fraze de regrete ale premierului, care nu ajută la nimic. Dimpotrivă, accentuează odată în plus impotența guvernării noastre. Toată lumea a făcut un mare tamtam din acea convorbire telefonică dintre Tănase și Platon. Acea convorbire telefonică dintre acei doi, dintre câte am înțeles noi, a avut loc cu mulți ani în urmă, când Platon nu era nici măcar bănuit, nu tocmai în detenție, și atunci ne întrebăm noi, de către cine a fost efectuată interceptarea? De organele competente ale statului, ori de niște hackeri de telefonie mobilă ordinari? Întrebarea sacramentală e alta. Ce rigori democratice permit încălcarea dreptului constituțional la confidențialitate și intimitate? De ce niciun ziarist, niciun cetățean nu s-a întrebat de către cine a fost interceptat acea convorbire? În baza cărei decizii cu privire la interceptările telefonice au fost efectuate acele înregistrări? Și cum au nimerit ele în spațiul mediatic? Dacă eventual ele au fost efectuate legal? Concluzia e clară. Dacă persoanele de talia unui ministru sunt înregistrate de oricine, oricând și oriunde, când îi place și cum îi place, atunci ce să mai așteptăm noi cu dumneavoastră, oamenii simpli? În care fund de mare e înnămolit dreptul nostru constituțional la viața privată, intimitate și confidențialitate? Să fim înțeleși corect și să lăsăm organele abilitate să facă treaba. Pe noi ne interesează fenomenul ca atare. Mâine, în locul lui Tănase, se poate pomeni un oarecare alt ministru sau un cetățean simplu care nu vă place unora sau altora și escrocii politici își fac treaba. Și cui nu-i va fi lene, îi vor intercepta convorbirile telefonice. Și ce guvernarea iarăși va da din umeri umilită de tot felul de haimanale adunate de pe la toate parcările. În încheiere, adresăm retoric firească și nevinovata întrebare. Republica Moldova e totuși un stat democratic
sau un stat scăldat în anarhia lui Batka Mahno? Și dacă e așa, cine o fi fiind oare Batka Mahno al Moldovei, care permite violarea drepturilor fundamentale ale omului în general și ale cetățeanului Republicii Moldova în particular? Acesta a fost cuvântul înainte și mă grăbesc să vă prezint invitații din studio ca să avem timp pentru a discuta tema importantă din această seară. Este vorba de Serghei Manastârlă, politolog. Bună seara și bine ați venit, dobrý večer. Dobrý. Silvia Șefcenco, medic pediatru, orașul Durlești, municipiul Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Și Dinar Cojocaru, consilier pe CRM în Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la noi în studio. Bună seara, PSRM. PSRM am zis. PSRM am zis. A fost o greșeală tehnică. Și tema discuției în această seară este cazul discutat ieri în Guvernul Republicii Moldova despre interzicerea introducerii în instrucțiunile medicale a limbii ruse și discuția foarte anapodă, așa, după părerea noastră, purtată cu Ministrul Sănătății și a Protecției Sociale de către doamna Irina Vlah și Pavel Filip, în care s-a adus argumentul că această grijă pe care și-a demonstrat-o Irina Vlah față de locuitorii găgăuzii a fost interpretată drept a fi un caz electoral, o parte a campaniei electorale. Și răspunsul cam deocheată a Ministrului Sănătății, pe care îl vom discuta astăzi. Deci vorbim despre acest, nu știm cum să-i zicem, gest anapodă a Guvernului pentru a interzice drepturile minorităților, dreptul fundamental a minorităților de a comunica într-o limbă internațională. Vreau aici să vă întreb. Unii interpretează, cum am zis, decizia guvernului și a fi ea ca o banală decizie electorală. Dumneavoastră, domnul Serghei Manastârlă, cum considerați? Что это было, по вашему мнению? Вообще этот вопрос, эта история, этот инцидент содержит в себе несколько факторов, которые надо препарировать раздельно. Есть, конечно, здесь и политический аспект. Но я думаю, меньше всего премьер-министр и министр здравоохранения беспокоятся о правах национальных меньшинств. А куда больше их беспокоят интересы румынских фармацевтических компаний, которые поставляют на молдавский рынок лекарств, препараты. Напомню, что как только парламентом было принято решение о том, что продаваемые на территории Республики Молдова лекарства должны быть сопровождаться инструкции только на румынском языке, на государственном языке. Собственно, на рынок в большом объеме хлынули именно препараты, произведенные в Румынии, румынскими компаниями. И, например, вот такой, возможно, относящийся к этому инциденту пример, как румынская корпорация Balkan Pharmaceuticals, которая уже вторую фабрику в 2016 году запустила в Молдове и, собственно, тоже производит лекарства. И перешла. В этом году она уже должна была перейти на поставки антибиотиков, например. Вот. Я не могу утверждать о том, что фармацевтические корпорации подкупили наших чиновников, но я полагаю, что может вызывать вопросы вот эта вот взаимосвязь, тем более, что господин премьер-министр присутствовал на открытии корпорации, второй фабрики, крупной фабрики, и с большой помпой толкал там приветственную речь и говорил о том, как это все важно. Вот. Мы не говорим здесь о там, подкупе и так далее, но я думаю, лоббирование интересов частного капитала, причем иностранного, очевидно. Хотя тот же посол Румынии в свое время отмечал, что румынские компании, не только фармацевтические, зарабатывают на территории Республики Молдова до 1,5 миллиарда евро в год. Я думаю, сейчас эти цифры уже гораздо больше. А это те деньги, которые могли бы зарабатывать молдавские компании, граждане Молдовы, и те деньги, которые могли бы осваиваться и седать здесь. Вот. Что касается заявления о том, что, дескать, это политический ход, то я считаю, что политический оттенок носит именно действия
госпожи министра здравоохранения и премьер-министра, потому как это в Республике Молдова предстоят парламентские выборы, а выборы Башкана-Гагаузии будут только в будущем году. Это партия министра здравоохранения и премьер-министра будет участвовать в этом году, даже меньше, чем через год, в парламентских выборах. И, несомненно, вот такие резкие русофобские заявления, антироссийские, которые позволяют себе функционеры этого политического формирования на протяжении последних нескольких месяцев, и все чаще эти заявления, это свидетельствует именно о том, что именно эта партия и эти чиновники занимаются предвыборной кампанией, не сходя с не выходя из правительственных кабинетов, не покидая своих... То есть на рабочем месте они занимаются уже совершенно верно. Кампанией. Да, вот. Но пытаются понравиться той прослойке населения, которая поддерживает, я уверен, есть такие граждане, которые поддерживают, их немного, вот такие вот русофобские, националистические заявления. Вот. Я бы по-другому сказала, у них нету своих, да, они боятся, что они опять будут 10% набирать, и они хотят этих унионистов к себе подтянуть таким образом. Ну, проще электорат вот такими заявлениями убедить и купить заявлениями на выборах, чем потом покупать депутатов в парламенте. Это дешевле, как мне кажется. Domnul Coșucaru, după părerea dumneavoastră, PSRM-ul, de ce... Ce a avut raționamente? Care au fost pornirile atunci când în Parlament a fost prezentat acest proiect de lege și cum ați reacționat? Care au fost după aceea pașii pe care i-ați gândit să-i faceți ca să ajungeți până la urmă să fie, să fie auzită această părere? Deci, în primul rând, aș vrea să divizez întrebarea asta și eu, să pun, nu punem toate cireșele într-o coșarcă, sau căpșunile în cazul nostru să fie. Deci căpșuna de bază de pe tortă e cei care au fost deja nici 3 săptămâni în urmă, când a fost scandalul cu companiile farmaceutice. După cum se vede, este o schimbare de monopol pe piața farmaceutică. Ceea ce a confirmat domnul Manastirlă. Da, este o viziune, bine, eu văd ca partea medicală, că sunt totodată colaborator medical, care după sine a tras pur și simplu un show politic, hai să pedepsim pe cineva, pe cine, pe cei din ierarhie de jos cu 200 de lei, un medic, asta e o rușine. Pe când noi știm banii se fac sus, asta îi fac corporațiile farmaceutice, ei sunt cei care fac cel mai mare sume. Asta e pur și simplu un schimb de monopol pe piața farmaceutică și nu vreau să dau companii, să facem cuiva publicitate sau cuiva ulterior să-i pară că avem împotriva cuiva ceva. Și doi, noi trăim într-o țară multinațională, multietnică, în care avem bulgari, ruși, turci, sânțate, germanii care erau. Până în final, așa dat faptul istoriei care a fost în Republica Moldova, 99% din ei cunosc limba rusă. Actualmente, observăm niște reguli de joc duale. La ei noștri se poate tot, pentru ceilalți nimic. Știa că ei au hotărât acum de ce unele preparate totuși noi avem la momentul companiile care de pe teritoriu sunt obligate de a traduce în două limbi, iar companiile de peste hotare care importă, care de fapt ne fac nouă concurență și ne spunem că ne fac o defavoare pentru companiile noastre naționale, ele nu au așa reguli, ei aduc cum lor le vine în cap. Da, se atestă faptul și este observat că piața farmaceutică predomină totuși, acum brus s-a schimbat importatorul, vine din România, spunem așa, sau companiile care au tangență cu statul de alături. N-am nimic împotriva statului, orice stat trebuie să dezvolte. Însă îmi pare rău de guvernarea actuală care nu își respectă pe producătorii autohtoni, introducând așa o regulă duală, dar până în final suferă cetățeanul. Cetățeanul, mai repetat, că așa s-a întâmplat, că 99% din ei știu limba rusă,
cine consumă acele preparate. Da, cei tineri din țară la noi au plecat și au rămas deja bătrânii. Bătrânii, din păcate, iarăși, datorită faptului istoriei și toate circunstanțele care sunt, ei în limba rusă și chirilică citesc. Iar noi pe dânșii lipsim de această posibilitate ca ei să citească aceste instrucțiuni. Dacă să fie după mine, eu în genere aș pune preparatele care sunt utilizate de persoanele de vârsta a treia, nu numai în limba rusă să fie, ele ar trebui să fie și scrise cu un alt șrift, mai mașcat. Da, mașcat, este prea mic, prea, da, prea mic, da, acolo sunt... cei tineri nu tot nu timpul reușesc să vadă, da, au posibilitatea să citească. Însă, actualmente, guvernării este rentabil să arate celor de peste Prut sau celor din Europa că da, noi suntem așa bravi eroi că vrem numai cu Uniunea Europeană sau cu, să spunem, România. Însă, de fapt, noi știm care e fața adevărată a lor, aici este ascuns un gând meschin care este pur și simplu economic. Da, dar până la urmă putem să afirmăm și următorul lucru și să spunem că jocul acesta care s-a creat deja, pe unde electoral, pe unde financiar, nu ține doar de aceste aspecte, dar este vorba și drepturile, încălcarea drepturilor omului la sănătate. Că omul când este bolnav, înseamnă că noi îl lăsăm de omul nimic. Omul nu are atunci ce alege, el este obligat ca să iei. Da, să iei ceea ce îi se oferă lui și atunci putem să spunem că, eu vreau aici să vă întreb și pe dumneavoastră, doamna Șefcenco, în calitate de medic, doamna ministru a menționat că nu trebuie să ne facem griji, că omul înțelege în limba în care medicul îi prescrie atât diagnoza cât și acea rețetă. Dumneavoastră, ce, mereu îi scriți în limbile în care, sau pur și simplu omul merge, deschide medicamentul și citește din interior prospectul? Deci, pe mine ca medic, în primul rând, mă interesează calitatea serviciului medical. Deci atunci când pacientul vine la birou, pe mine mai puțin mă interesează de ce etnie este pacientul, ce limbă posedă. S-a întâmplat că am consultat și pacienți care știau doar engleză, doar franceză. Am încercat cumva să fac un contact cu ei ca să le explic, ca să spun care este situația. Totuși consider că atunci când se prescrie un tratament, medicul totuși până la urmă este obligat să-i explice pacientului cu ce scop s-a indicat acest medicament, care este dozajul, care este durata tratamentului, când să revină, în ce cazuri să revină, dacă au apărut careva complicații, dacă au apărut careva reacții adverse. Totuși ne străduim ca această informație să ajungă la pacient cât mai clar descifrată, ca pacientul să nu ajungă acasă și să-și pună multe semne de întrebare, ce să facă, da, cu acest... Nu excludeți faptul că pacientul oricum va deschide și va citi instrucțiunea, da, sau îi va părea suspect niște lucruri și ținând cont de aspectele sănătății pe care o are, că fiecare om e individual, va deschide și va citi acolo. Poate a uitat, poate are memorie scurtă, nu știu. Eu... Vă spun încă o dată și vreau să vă repet, pentru mine problema limbii nu este. Deci și, ea în genere nu ar trebui să fie atinsă acum. Nu ar trebui să fie. Nu ar trebui să fie nici cu scop electoral, nici cu scop de a denigra pe cineva sau cu scopul de a arăta că cineva nu cunoaște limba de stat. Până la urmă este limba de stat și noi scrim în limba română, chiar dacă pacientul comunic verbal cu pacientul în limba rusă, deci în cartela medicală se scrie în limba română, diagnoza se stabilește în limba română, tratamentul se scrie în limba română și receta la fel, este prescrisă în limba română. Asta este, domnul, aici văd, domnul Cojocaru, că vreți să spuneți ceva, aici este deci, un element. Pe care... Eu să fiu de acord cu colega că succesul unui tratament este modul prin care noi să informăm pacientul. Însă, iarăși aici noi avem o lacună în legislație, în regulile de a prescrie acea recetă. Da, noi putem scrie, cum spuneți dumneavoastră, recetă cu un preparat care noi știm, care noi îl explicăm. Dar până în final, în recetă pe care noi o scriem, noi suntem obligați să scriem grupă sau substanță activă. Gata, noi n-avem. Ulterior, pacientul se duce cu această recetă la farmacie și farmacie, din păcate, nu se ocupe cu tratamentul pacientului, dar se ocupă cu comercializarea celui mai scump preparat. De multe ori, schimbând chiar și grupa farmaceutică,
cum e în așa caz să ajutăm pacientul? Nu. Sunt de acord cu dumneavoastră, da, pentru că atâta timp cât deciziile le iau în mare parte farmaciști atunci când eliberează un careva preparat medical, atât timp medicii sunt pe o treaptă mult mai inferioară și calitatea tratamentului... Noi nu punem acum treapta care e mai puternic, medicul sau farmacistul. Noi punem până în final rezultatul consumatorul. Consumatorul în cazul nostru este pacientul. De multe ori nu este suficient că să dau preparate în schimb, pentru nu vorbim de persoane de alte etnie sau altă vârstă. Vorbim de unul, hai să spunem, tânăr care cunoaște 10 limbi, dar lui până în final să îi dea un preparat de care el are nevoie, farmacistul, și da, de multe ori, din păcate, având în vedere că acum s-a schimbat, e că e o singură limbă, s-o dea numai în limba de stat. Dar când ajunge vorba despre o bătrânică, dar din păcate, dumneavoastră sunteți pediatru, eu să înțeleg, da? Dar hai să, îmi pare rău că nu avem posibilitate să vorbim cu un medic de familie. Eu am lucrat și în așa numită policlinică, în AMT, unde 90% din pacienți sunt pacienți după 50 de ani, după 60 de ani, care el și în limba rusă greu citește. Nu este suficient că la moment, în genere, mă repet încă o dată, eu aș mări și șriftul cu care să citești acesta. Ulterior, noi ne trezim câteodată, avem o instrucțiune de 1,5 metri, vă spun cinstit, sunt așa instrucțiune, 1,5 metri, și îi scris să mă ating acolo cu 11, cu 9 sau 8-9, da, da, mărimea. Nu este corect. Cheia succesului, nu vorbim numai de medicină, orice management, dar medicina și calitatea sănătății în Republica Moldova, asta depinde de managementul în sistemul medical, este făcut din așa se reguli, ca noi să putem avea o informație care ajunge la orice persoană în limbajul care lui este mai apropiat. Noi azi explicăm lui, unul tânăr îi spui și uite de la mână până la gură, mă iertați de așa expresie, dar cel în vârstă care trebuie să primească acest preparat de lungă durată, el peste o săptămână, uitați ce am mâncat ieri, nu că... Și noi am unii întâlnim cu limba. Nu este corect, nu este vorba de limba, dar este vorba de un management corect. Managementul corect este ca să dăm informația utilă și pe limbajul pentru tuturor. Iar actuala guvernare, din păcate, da, a început să facă politică. Și vă spun mai mult, uitați-vă la mass media. În companie electorală, când se duce un deputat, un simplu deputat care vrea să ducă de la orice altă fracțiune care nu este la guvernare, dacă vrea să facă o întrevedere într-o instituție medicală, ce spune directorul instituției? Numai orele afară, facem întâlnire în afară orelor de lucru sau în genere nu dă un răspuns. Ia uitați ce a fost zilele trecute deputatul de la PD, au fost în câteva AMT-uri din instituția medicală și 9 ore de masă. Și la Sândeni, eu am, nu spun pur și simplu că am văzut la televizor, la mine au venit persoane, eu din domeniul medical și spre municipiu, și au venit persoane în instituții în care au fost noi și nu au fost în orele de pauză, de masă. Da, este, și pentru noi a fost astăzi straniu următorul lucru și aș vrea să comunic telespectatorilor ca să fiu corect. Noi de dimineață am anunțat serviciul de presă a Ministerului Sănătății, Protecției Muncii ca să vină și ei să discutăm într-un format mai larg, ca să putem să abordăm această temă și adresându-i întrebări atât sau ministrului sau unui reprezentant. Din păcate, serviciul de presă ne-a purtat cu haideți că acuși căutăm, haideți că vedem, și ca să fiu corect înțeleasă și să mă credeți pe cuvânt, vreau să punem convorbirea noastră telefonică pe post. Regia, vă rog frumos. Alo, Cristina, Irina de la emisiunea Noi despre Noi. Noi existăm ca un reprezentant tot de la Ministerul Sănătății și ne vorbească despre... Ceva s-a întâmplat. Regia, îmi spuneți, este o defecțiune tehnică. Dacă se mai încercăm o dată, mă anunțați, vă rog frumos. Noi, până la urmă, nu am avut acceptul serviciului de presă de a participa cineva, un reprezentant la Ministerul Sănătății. Ne pare foarte rău. De aceea vreau să cred că a fost doar o zi foarte ocupată, foarte complexă pentru lucrătorii Ministerului și n-a avut cine să vină. Domnul Cojocaru, da, ați vrut eu să completați. Eu aș vrea totuși încă o nuanță. Dacă până în final, așa s-a creat situația că actualmente, după cum știm, un coleg de-a nostru de la spitalul numărul
unul municipal a fost agresată fizic, bătută, chiar are da, și vom niște vorbi, traume. Vom vorbi nu, la aceste temă un pic. Chiar oare la ședința guvernului trebuie depus accentul la schimbarea unei modalități, deoarece era deja clar, până acum era o modalitate clar, bine definită, că orice e preparat importat se dădea în două limbi și întrebarea era închisă, nu mai trebuie ridicat. Nu, s-a ridicat întrebarea de modificare. Dacă voi vreți să faceți deja modificări, faceți, vă rog, în sistemul de sănătate modificări, unde într-adevăr este o lacună, este o problemă. Nu schimbați ceea ce deja lucrează, ceea ce este relativ bun. Dacă să luăm după etnii, noi în genere în 3-4 limbi am trebuit să... Da, să, da. Și aici vreau să întreb domnul Mănăstârlă. Când le trebuie lor la vot, ei se duc se și duc la etnie ucrainească, găgăuză, bulgărească și vorbesc în limba ce și noi suntem cei mai buni. Și găsesc expresii în limba lor, în zinci în limba lor. Dar cum ajunge vorba că să facă puțin fățărnicie la guvern și puțin, să zicem, spară mai bun față de... Europa sau cei față de care au unele obligațiuni economice să mai cerșească niște bani, că așa un stat ca noi poate să facă banii lui. Gata, atunci ei nu înțeleg. Da, și ziceam că vreau să adresez întrebarea lui domnului Mănăstârlă. Poate aici e ascuns pericolul cel mare la aceasta, că putem vorbi și nu vine să cred că se vrea un genocid împotriva lolingvilor. Вообще, если правительство так сильно беспокоится о правах всех национальных меньшинств, они ведь сказали, что они не могут обязать делать инструкции еще и на русском, потому что нарушают права других этносов, тогда, если они так сильно беспокоятся об этом, пусть обяжут производители дублировать инструкции еще на, помимо русского, на украинском, болгарском, гагаузском, немецком, еврейском, греческом. Можно на французском, у нас же есть беженцы из Сенегала. И на других языках, какие действуют на территории Республики Молдова, поскольку по законодательству, по закону о функционировании языков на территории Молдовы, а также по конституции, государство должно поддерживать развитие и выражение языков на территории страны. Я полагаю, публикации и инструкции на языке вольного этноса, это вполне себе тоже поддержка имеет к этому отношение. Вот. Что касается конкретно Гагаузии, то в Гагаузии три языка для делового употребления, официального делового употребления, государственный, русский и гагаузский. Я, например, не удивлюсь, если власти Гагаузии обяжут местных фармацевтов продавать лекарства с инструкциями на гагаузском и русском, или хотя бы на русском только, для того, чтобы обеспечить гражданам Молдовы, жителям Гагаузии, полные данные по тем лекарствам, которые они приобретают и используют. Если уж говорить о том, насколько инструкции на русском чьи-то права ущемляют, то надо вспомнить, что по данным опросов и переписи населения, порядка 70% жителей Республики Молдова прекрасно говорят, читают и пишут на русском. И еще около 15-20%, я могу ошибаться сейчас в точных цифрах, говорят и читают по-русски, пишут с ошибками. Пожалуйста. Да, да, и мы эти, говорим, видите, на двух лимб, и не сентемпло нимит, не интеллигент фарти бине. И никто никого не убил, да. Да, тут сентемпло. Реджием спуни, что и гата материал, у чего сентемпло, дим, пункт девидере техник, мы черем скузе. Урмарите инко дата дискуция, по которой я мавуто ку сервичу депресса, ку министерству санитации. Ворог фмус. Алло. Алло, Кристина, Ирина, дела эмиссия «Мой дешпри мой». Noi insistăm ca un reprezentant totuși de la Ministerul Sănătății să ne vorbească despre privind renunțarea la acest proiect de lege de a indica în limba rusă instrucțiunile medicamentelor. Ați găsit vreun reprezentant? Eu sugestez cineva de la agenție să vă dau. Cum am mai solicitat cineva? Au rămas două ori până la emisiune dumneavoastră să reușească să vină. Dați un număr de telefon ca să convenim direct. Vă rog frumos, dar la servicii de presă de la agenție medicamente, care este și la site, pentru că la mobil este închis la partea respectivă. Adică tu nu ai reușit să îngăsești? Eu, ultimul telefon care, ultima persoană care a fost indicată, nu-mi răspunde de două ori la telefon mobil. Totuși nu îmi spun să aștept, să-mi revină eu sau altcineva, numai dacă
Vreți dumneavoastră oficial să sunați dumneavoastră, mă servicii de presă. Dar eu, unicul om care pot să indicat, el nu-mi răspunde la telefon. Eu mai mult decât atât nu pot face. Asta a fost, dragi telespectatori, ne pare foarte rău. Încă o dată repet, eu cu tot din adinsul am insistat ca să vină cineva, un reprezentant, să discutăm într-un format mai larg. Este o tradiție proastă, după părerea mea, de a scoate în prim plan, în campanie electorală, o temă care, până la urmă, schimbă niște accente, care ascunde, în principiu, problemele mult mai grave care cu care se confruntă într-un domeniu oarecare. Și aceste probleme mai grave, mai importante, se lasă pe planul 2 și se pun accent pe niște teme artificiale. În viziunea dumneavoastră, doamna Șefcencu, care ar fi problemele mult mai discutate în guvern, pe care ar trebui să le pună în prim plan executorii noștri? Sigur că sunt foarte multe probleme, sunt foarte multe lacune în sistemul de sănătate. În primul rând ar fi bine să se pună accent pe calitatea serviciilor medicale, pe calitatea investigațiilor care se oferă pacienților. De asemenea și pe, nu în ultimul rând, pe problema salarizării cadrelor medicale, pentru că, vă spun cinstit, ar fi bine ca acea persoană la care se adresează pacientul, adică medicul, să fie bine dispus ca să-i ofere un serviciu de calitate. Pentru aceasta ar fi bine să se alimenteze bine, să aibă un loc de trai, să aibă un loc de trai decent, să se odihnească, să-și poată da copilul la școală, să poată să asigure acel copil, să poată să meargă la niște secții sportive, la un cerc de dans, ceea ce chiar, sincer să vă spun, cu câteva mii de lei, ca să nu numesc cifra concretă, pentru că se știe foarte bine care este această cifră, chiar este imposibil de a trăi. De aici vine și respectiv toate celelalte probleme. Pacientul este nesatisfăcut, medicul este nesatisfăcut și atunci când medicul este nu bine dispus, pentru că el nu se gândește cum să ofere calitate pacientului, el se gândește ce probleme are acasă, că are un copil care trebuie să-l îmbrace, că are un părinte care trebuie mai, nu știu, o altă atenție pentru să-i ofere. Deci eu consider că mai sunt și alte probleme pe lângă limbă, dar rămâne să se ia decizii, deci undeva de mai sus, pentru că problemele nu încep de la medic și nu încep de la pacient. Problemele încep undeva de mai sus. Problemele trebuie rezolvate cumva de la cap spre coadă. Nu, Cojocaru, problemele adevărate în municipiu, lăsăm limba, că înțelegem că este artificial abordată această, care le vedeți și pe care ar trebui noi să le scoatem în prim plan? Aveți în vedere de medicină? De medicină, da. Deci, recent chiar am făcut un studiu. Chiar m-am dedicat puțin studiului. Mai mult ca atât, am convins mai mulți colegi să-mi permită să le fotografiez foaia de plată, care eu primit-o. M-am străduit să eu colegi de vârsta mea, care au 1-2 copii, eu am 3. Uh-huh. Să vă fie salariul și salariul tot e cel, până final. Am făcut un mic calcul. Chiar am fotografiat, pur și simplu n-am pregătit imaginea, că să nu fie o familie, că m-au rugat să nu le divulg familia, deoarece fiecare sisteme de serviciu său până uh-huh. final. Simplu. Dumneavoastră a spus de mâncat. De mâncat, cel mai ieftin odată pe zi să mănânci este 40 de lei, oricine să confirme faptul dat. Un medic tot trebuie să mănânci cel puțin o dată pe zi, dar asta noi vorbim de un medic. O dată pe zi să mănânci 40 de lei, mulțim la 20 de zile, e 800 de lei, corect? Da. Să nu uităm că medicii mai au și gărzi. La gărzi se consumă puțin mai mult omul și, da bine, punem 800 de lei. Punem încă în jur de 2000 de lei serviciile comunale. Punem încă 600 de lei transportul. E că noi dăm avem 3400 de lei.
Doi copii se duc cel puțin o dată de două ori pe lună la teatru, un bilet la teatru între 50 și 100 de lei. Hai punem 60 de lei. Punem 80, așa, o medie. 160 de lei. E că noi dăm avem 3760 de lei. Punem că copiii la ziua de azi mai trebuie o limbă studiată, ori un cerc, eu știu, sport, iar e 300 de lei pe lună. E ca 4060 de lei, corect? Eu n-am pus aici alimentarea, încă copiii mai mănâncă în afară de asta și maturii tot trebuie să mănânce. Și închipuiți-vă că e ca o persoană care are un salariu de 4.000 de lei, 4.000 de lei pe care el primește. Soția stă acasă deoarece crește copiii, până la 3 ani de zile mama stă de obicei în concediu de maternitate, e că puneți-vă cu așa sumă cum pot să trăiască, să crească, dacă el încă mai trebuie îmbrăcat, hrănit și desigur eu asta am pus pe minimal. Alți copii necesită o atenție mai mare, deoarece actualmente copiii au niște cerințe mai mari. Dacă eu la vârsta copiilor mei, cred că nici posibilități nu erau atâta, nici cerințe. Acum și chiar școala cere, de ce tu din timp trebuie să te pregătești? Cum? Nu s-a pus guvernul niciodată întrebarea, cum un medic trăiește atunci când el primește mai mult decât el consumă. Oare nu de aici vine sămânța aceea a corupției? De aici vine. De spun aici. Mai mult. 200 de lei iar ne întoarcem la companie farmaceutică. Suntem pe final deja și vreau să vorbesc cu domnul Masterlă. Încă o clipă. Ei se laudă acum că majorează salariul cu 3,6%. Dar cât a fost inflația anul trecut? Nu a fost sub 8%. Cum tu dai lui mai puțin decât s-au crescut prețurile? Atâta timp cât noi nu o să dăm și nu ținem numai de medicină. Pur și simplu, actualii guvernări îi place când statul este bolnav, sărac și prost, deoarece în învățământ tot nu se investește. Ei așa pot manipula. Și acele persoane care gândesc altfel, care au izbucnit să învețe mai mult, pleacă de la noi din țară. Noi avem un exod din toate domeniile. Din toate domeniile. Asta este adevărat. Este trist, din păcate, că într-adevăr accentele se schimbă și se pun niște lucruri mai presus decât cei ce cu adevărat își doresc și văd că speranța până la urmă nu moare și așteaptă oamenii. Господин Манастырлы, скажите, по вашему мнению, министр еще и в прошлом разе, когда общались на эту тему, говорила, что они экономят этим самым методом, что они будут печатать на двух языках. Как вы думаете, это экономия? И как вы, ваше мнение по поводу общения Башкана Гагаузии с министром? Дает нам какой-то, дает повод министру общаться на таком уровне и на заседании правительства так с Башканом? Заявление правительственных чиновников о том, что, дескать, они таким образом обеспечивают экономию и низкие цены на лекарства, это фестиваль лицемерия. Если они хотят обеспечить покупаемость лекарств, пусть повышают зарплаты и обеспечивают повышение роста дохода и благосостояния граждан. Точка. Спасибо большое. На алты царь гуверну облига компания, кари адучила ей пипяце препарату, сэл вэнда ла прецу диапазону, пи кари ил пропун. Эц плаче ви пипяце? Ну. Актуалменте ла ной ну сфаче аста. Де че? Ёс ферм конвиз, дак сфаче у анализы, ченя, da, un jurnalist care dorește să facă, să vadă cine sunt fondatorii acestei companii. Noi de multe atunci ori așa ne prezentăm să ceea ce o să aflăm. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Sper că informația pe care am adus-o aici vă va pune pe gânduri și veți face alegere pentru dumneavoastră unde este adevărul și unde se ascunde o minciună. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să fiți sănătoși și să urmăriți Accent TV și emisiunea Noi despre Noi marți și vineri la 19:00. La revedere!